În ziua de 30 aprilie, în Vinerea Mare, operatorul de transport local desfășoară programul după orarul din zilele de duminică, fără executarea traseelor de zonă, cu excepția semicurselor de dimineață, pentru a asigura transportul angajaților de la schimbul 3 către casă. În ziua de 1 mai, sâmbătă, operatorul desfășoară programul după orarul din zilele de duminică, fără executarea curselor de zonă până la orele 19 în mediul urban, respectiv 18:30 în periurban. Duminică, în prima zi de Paște, operatorul nu va executa program de transport, iar în ziua de 3 mai, luni, a doua zi de Paște, operatorul desfășoară programul după orarul din zilele de duminică, începând cu ora 10 în municipiul Buzău, respectiv 11 pentru mediul rural. Începând de marți 4 mai, programul revine la normal. De asemenea, programul de funcționare a centrelor de emitere sau încărcare a titlurilor de călătorie aparținând transbuz se modifică, iar în prima zi de Paști centrele vor fi închise. Pentru detalii suplimentare, buzoienii interesați sunt rugați să consulte pagina de internet a Transbus.